Bună, Silvia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, mă ajută foarte tare. A doua gală de la sezonul 2 Mireasa. O să fie o gală cu surprize și cu eliminări. Nu știu dacă eliminări directe sau doar curse de eliminare, n-a spus. Oricum știam că o să fie cu eliminări pentru că a spus Raluca, știți că ea intră la 1:30 înainte de emisiune și stă de vorbă cu concurenții și au fost anunțați. Toți sunt emoționați. Mi se pare normal. O să fie și alinierea, băieții, fetele se aliniază și băieții o să le aleagă. Chiar spunea Valentina că ar vrea să fie aleasă de Albert. Să vedem acum, să vedem. El nu e, nu cred că o place, nu o place. Sau poate așa fizic, că ezită, ezită foarte mult. Și ea pune presiune pe el și asta nu e bine. Bineînțeles că e și mai mare ca el, el e foarte naiv, un băiat foarte naiv. Așa că vom vedea, vom vedea ce o să fie. Că de asta nu spune nici da, nici nu. Spunea că e dificil să se pronunțe. Da. Apoi Andrada îi zice Antoniei că se victimizează și e falsă. Întrebată de ce, a zis de atunci când a vorbit cu el, cu Albert, și Antonia spunea, mie o să-mi placă de Liviu. Și Andrada s-a simțit foarte jignită, de atunci nu se mai bagă în seamă, nu se evită. Ei, probleme de fete, tot felul de probleme de fete. Și chiar spunea Antonia că ea, înainte să intre în casă, a spus că niciodată nu o să certe cu fetele pentru băieți, că ar fi un lucru penibil, da. Cristina e bine, nu se ceartă cu nimeni, în cunoaștere s-a declarat deja cu Alex. Chiar sunt bine amândoi, am văzut că au discutat de viitor, ea e pregătită să se căsătorească, el nu prea, bărbații niciodată nu sunt pregătiți. Dar el e foarte hotărât să o cunoască mai bine, pentru că se simte atras de ea. Băieții au avut ocazia să o cunoască pe Andreea, care până acum a stat mai mult așa retrasă, nici eu n-am prea văzut-o, să știți, chiar și uitasem de ea, dar a fost prezentat filmul ei, zicea că are 23 de ani, 1,67 de 55 de kilograme, slăbuță și înaltă, stă în Spania, dar e din Piatra Neamț. Nu vrea pe cineva care a făcut video chat și vrea familie. Părerile băieților sunt împărțite, Liviu crede că e prea sensibilă, Valentin crede că e rușinoasă și lui Denis îi plac ochii ei. Cam atât, așa. Mi-a plăcut de Laura și Cristian, sunt foarte apropiați, dar bineînțeles, băieții au spus de ochii ei că e frumoasă și așa, dar ei, când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, el a zis da prima dată, a zis și ea da, apoi când i s-a explicat ce înseamnă cunoaștere și când a auzit că intră o fată nouă, el a dat înapoi da. A spus că nu mai sunt în cunoaștere, să vadă, să mai gândească, bineînțeles că Cristian Marinescu n-a venit să se căsătorească și se vede clar asta, am mai citit și o comentarii despre el, dar oricum am văzut că au stat de vorbă pe canapia, apoi au stat de vorbă și el în cameră, pe pat, întins. Dar ce nu mi-a plăcut, când stăteau de vorbă pe canapia, el era întins pe spate, apoi s-a răsucit. Nu să stă așa de vorbă cu o fată la începutul cunoașterii, la început. Am impresia că el râde, așa par și cum ar râde de ele. Ia totul în glumă, tot, băieți, tot, ăsta e stilul lui. Eu n-am văzut emisiunea la care a participat, nu știu nimic despre el, acum l-am văzut prima dată, dar nu mi-a făcut impresie. E frumușel, într-adevăr, are studii, dar nu-mi place caracterul lui. Nu-mi place absolut deloc. A zis că de 2 ani n-a mai avut relație, dar că a avut aventuri, da. Iar mama lui zicea că o place. Mama lui se înțelege bine cu ea. Se înțelege bine cu
Laura. Dar atâta. Mama lui îmi place, chiar îmi place de ea. E o femeie foarte finuță. Apoi au glumit pe tema continuare de Cristian și Laura. Au vorbit puțin pe tema emisiunii. Ea a vrut să afle de ce a venit acolo. El i-a spus că a venit și el pe aici, că am venit și eu pe aici. Nu dădea răspunsuri așa concrete sau... Dar ea foarte amabilă, când el a zis m-aș culca, ea zice, dar n-ai cu cine, apoi i-a zis dacă vrea un masaj și el zice, nu, păi n-avem ulei, n-avem creme, n-avem prosop. Și după cum știți, Valentin a fost care a ales-o pe ea și încă are un date cu el. Dar Valentin se năcăjea la băieți că uite, n-am văzut nimic din partea Laurei, că... Aș vrea să cunosc și pe Marie. Acum sunt în perioada când toată lumea vrea să cunoască pe toată lumea. Încă nu s-a definitivat nimic, în afară de Alex și Cristina, atâta tot. Ei doi s-au declarat într-o cunoaștere. În rest, ceilalți sunt doar în tatonări. E bine așa, e foarte bine că să se cunoască întâi. Că nu are rost absolut deloc să facă, dacă nu sunt absolut siguri, dacă nu sunt siguri pe asta, să facă un cuplu prea devreme și după aceea să despară că nu se potrivesc sau cine și ce să mai afle despre ei. E bine să mai aștepte măcar o lună de zile. Da. Dar cineva i-a spus lui Valentin că ea e interesată de Cristian și Valentin a dat înapoi, bineînțeles. Ar fi vrut să îndrepte spre Maria. Să vedem, să vedem ce o să facă. Să vedem ce o să facă Valentin, spre cine o să se îndrepte, că până la urmă trebuie să facă și el pasul, dar știți că astăzi sunt două votări, fetele votează un băiat și mamele votează o fată. Să vedem cum vor trece peste acest lucru. Simona Gherghe a anunțat că intră o fată. Această fată era cunoscută de celelalte pentru că au filmat împreună, numai că ea a venit mai târziu. Se cunoșteau, Eliza o cheamă, e brunetă cu părul lung, 24 de ani, din Arad, și a spus o grămadă de lucruri pe care le face, că face dans, că face sport, că are facultate de educație fizică și sport, bineînțeles. Foarte multe, chiar se mirau unul dintre băieți, zicea, când oare ai timp să faci toate astea? Ea zicea, timp se găsește, da. Timpul poți să ți-l faci, să ți-l aranjezi. Că e independentă financiară, e ambițioasă, e sinceră, acestea sunt calități foarte frumoase și vrea să se mărite și să aibă copii, că are vârsta 24 de ani. Vorbind de relație, a zis că a avut o relație de 5 ani, dar nu s-a înțeles cu soacra, pentru că soacra nu-i convenea viitoarei soacre, că nu era chiar soacră, că ea face bani și din piatră seacă. Ar vrea un băiat cu studii, bineînțeles, nu fie de etnie romă, chiar a certat-o Simona Gherghe pe tema asta, și să nu fie mămos așa cum era fostul ei. Da, dar vrea să-i cunoască pe toți. Părerea băieților, Liviu s-a arătat foarte entuziasmat, chiar când ea a coborât ca să intre în platou, el a luat-o de mână, a condus-o, a uitat de Andrada, normal, și zicea Liviu că îi pusă foarte tare pe soacre. Alex, când a fost întrebat, zicea, am voie, pentru că e în cunoaștere cu Cristina, zice, sigur că da, zice, păi da, e o fată ok, independentă, dar vor să o cunoască pe parcurs, normal, mi se pare corect acest lucru, că toți o să se cunoască. Și Cristian spunea, e o fată ok, spune tot ce are de spus, e sinceră. Și Silviu crede că e complexă, că e frumoasă și că e organizată, printre altele. Așa că rămâne de văzut cum o să se comporte și ea și cine... Totul. Știți că au fost două votări, fetele au votat un băiat și mamele au votat o fată. Dar topul vreau să vi-l spun... Fata săptămânii Iuliana, pe locul 2 Maria, pe locul 3 Delia. Băieții, Cristian a avansat, Albert pe locul 2 și Liviu pe locul 3.
Apoi, ceva nou, mamele trebuie să blocheze o fată. Floarea o blochează pe Delia, Ioana pe Andreea, Mariana pe Antonia, Carmen pe Iuliana, Doamna Maria pe Andreea, Viorica pe Cristina, Nicoleta pe Delia, Daniela pe Cristina. Mama săptămânii este Maria. Știți că mamele au nominalizat fetele pentru eliminare? Au nominalizat și pentru că le-au nominalizat. Una dintre fete trebuie să plece. Bineînțeles că au fost la nominalizări și Iuliana, a fost și Delia, dar până la urmă mama săptămânii a nominalizat-o pe Andreea, care a plecat în lacrimi, să știți. Da. În lacrimi a plecat. Ea chiar venise să găsească pe cineva, sau cel puțin așa a spus. Așa a spus că a venit să găsească pe cineva. Iar fetele au nominalizat pe Andrei, aproape toate, decât Iuliana și Andreea au nominalizat pe Silviu. Atât. Așa că Silviu și cu mama lui, nu Silviu, Silviu cu mama lui rămân. Andrei și cu mama lui au plecat să-și facă bagajele și Iuliana au rămas fără date. Andrei foarte fericit că pleacă, zicea că nu se mai regăsește în casă, că pune cariera pe locul întâi, viața amoroasă pe locul doi, nu poate fără telefon, nu poate fără telefon, nu poate fără laptop. Cam asta a fost în mare gala, a doua gala. Cam atât am avut până azi, vă doresc o zi plăcută în continuare și...